masă în care suntem din nou în casa Ta, ca să ne închinăm în cântare și să ne bucurăm înaintea Ta, pentru că ești Dumnezeul mântuirii noastre. Îți mulțumim pentru părtășia din seara aceasta. Te rugăm, Doamne, să-L binecuvântezi pe fratele Ionel. Amin. Te rugăm, Doamne, să-i binecuvântezi pe ceilalți vorbitori. Amin. Te rugăm, Doamne, să-i binecuvântezi pe cei care Te vor lăuda prin Amin. Cântări. Amin. Și numele Tău să fie înălțat în toate. Amin. 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 Ocupați, vă rog, locurile. Frați și surori, ne bucurăm în seara aceasta să fim din nou împreună. Ne bucurăm că fratele Ionel Păsui împreună cu sora Lidia, după cum au promis, mai în vară, în seara aceasta au ajuns și sunt împreună cu noi. Dumnezeu să vă binecuvânteze. Ne bucurăm de asemenea să fim din nou împreună cu fratele Nelu Chițescu și aș vrea să reamintesc, începând de duminica viitoare după masă, cu ajutorul lui Dumnezeu și cu ajutorul fratelui Nelu, vom începe un ciclu de studiu pe viața de familie. Domnul să-l binecuvânteze pe fratele Nelu. Amin. În seara aceasta programul este mai concentrat. Am vrea la 6, în jur de 6, să dăm cuvânt fratelui Ionel să înceapă mesajul. Până atunci vom avea câteva cântări, vom avea câteva gânduri din partea fratelui Emanuel, vom avea câteva gânduri din partea fratelui Nelu. Între timp o să și lăudăm pe Domnul prin cântări și haideți să stăm în această stare în care Dumnezeu să ne poată vorbi, să ne poată cerceta și să ne dea har în închinare din seara aceasta. Amin. Ne rugăm în săptămâna în care intrăm pentru sora Lungu Rozalia. De asemenea, ducem înaintea Domnului băiatul Ionel, Nora Gabi și nepoțelul Ionatan. Să ne rugăm pentru ei în fiecare zi a săptămânii. Vă invităm, după încheierea părtășiei noastre de aici, din sanctuarul de închinare, să veniți împreună cu noi toți în basement și acolo să continuăm părtășia noastră la un ceai, la o prăjitură, în așa fel încât părtășia noastră să continue acolo. Domnul să fie slăvit în toate. Amin. Haideți în momentele următoare să ascultăm pe tineri lăudând pe Domnul prin două cântări și mai apoi, după ce ascultăm tinerii cu două cântări, ascultăm un gând din partea fratelui Emanuel. Am văzut zâmbetele frumoase care au avut pe față când au văzut că Domnul Iisus a înviat. După masa aceasta aș vrea la fel ca
să cântăm cu zâmbete pe față despre cântarea care spune: Domnul pentru mine a murit, în sânge sfânt Iisus a biruit, a fost mort, dar azi e viu, stă la dreapta Tatălui Divin. Amin. Sânge sfânt Iisus a biruit, amin, amin. A fost mort, dar azi e viu, amin, amin. Stă la dreapta Tatălui Divin. Ce pironit, amin, amin. Azi iubirea Lui e peste noi, amin, amin. Aleluia, El va reveni. Tu ești acel ce ești, Tu ești acel ce va veni. Tu ești acel ce a fost, Tu ești acel ce ești, Tu ești acel ce va veni. Îl voi lauda cu tot ce sunt pe cer. Puternic, mare e gloria Lui. Amin. Amin. Eu sunt un om, sunt doar un om. Ajută-mi, te rog, să pot să cred
ce pot a fi, să sper mai mult. În al meu Domn, ajută-mă să te slujesc timp de o zi. Un timp de o zi, Iisuse, atât este tot ce-mi doresc. O, dă-mi tu puteri ce-am de făcut, să-mi făptuiesc. Căci mâine nu știu, Iisuse, dacă va mai fi încă o zi. Nu știu timpul când viața mea se va sfârși. Îmi amintesc cum pe pământ cu oameni umblai și le vorbeai prin Duhul Sfânt. O, vin și ia este tot ce-mi doresc. O, dă-mi tu puteri ce-am de făcut, să-mi făptuiesc. Căci mâine nu știu, Iisuse, dacă va mai fi încă o zi. Nu știu timpul când viața mea se va sfârși. Open up our Bibles to Philippians chapter 1. We're going to read one verse, verse 9. Filipeni, capitolul 1, și vom citi un verset, versetul 9. Am să-l citesc de două ori, pentru că este un verset destul de scurt. Philippians chapter 1, verse 9. And it is my prayer that your love may abound more and more with knowledge and discernment. And it is my prayer that your love may abound more and more with knowledge and all discernment. Amen. Lots of luck. Before I start, I'm going to be very, very short today. Just one idea. I'd like to introduce my friend, Nadej. She's from school, from the Christian school that I tell you guys about. And I was talking to her and I said, you want to come see my church and see where I take part? And she said, yeah, sure, I'm excited. And she said, I'm curious. So that is the reason why she's here today. This morning, Father Cornell asked me if I wanted to talk for a little bit. And I said, I'll think about it. And I went home, I thought about it, and here I am. Downstairs with the youth, we looked at this verse and we looked at a couple ideas. We picked out two words from here. The two words are knowledge and love. The first time I said this phrase, I thought of a couple things. Și mă rog ca dragostea voastră să crească tot mai mult în cunoștință și în orice pricepere. The first time I said it out loud, this saying says, knowing to love and loving to know. Two different things.
What do you think falls more on the category, on the side of love? As in, like, they love to worship more compared to, who do you think falls on the side where knowledge, all they do is pretty much read and study the word? And I've taken a look at my life, and I've realized where I actually pin myself on this scale. Do I love to worship more, or do I love to know the knowledge, to know the Bible more? I'm going to go back to this. Knowing to love and loving to know. You cannot have one without the other. If you know the word, what you're going to want to do is you're going to want to share it. You're going to want to share it by worshiping, for example. So the more you know, the more you love to share what you know. And it's exactly the same with this side. You love, okay? You love to worship. But you cannot just worship without the love. So the more love you have, the closer you actually get to the knowledge part of which is the word. And that is, I thought I was going to be short, 3 to 4 minutes. That is the idea I want to share. You cannot have one without the other. And I gave them the idea of a coin downstairs. I said, a coin has two sides, has their heads and has their tails. With the heads, you cannot have just the heads without the tails, because then it loses its value. Let's say you have a dollar coin. It's not a dollar, it's only 50 cents, because you're going at the head side. You don't have the tails as well. What if it's the same with God? What if it's like, all you do is love, all you do is worship, you've got this side, but you don't have this side, and let's say you lost the value of the coin, at the same time you lose value of God. I don't want to say you cut God in half, because he's not split into these two ideas, but you still lose out his whole value, because he is knowledge and he is love. And it is my prayer, this is Paul writing, that your love may abound more and more with knowledge and all discernment. Discernment is another way of saying it is understanding. That is all I wanted to share, this one idea, because I want to be sure there's other speakers tonight as well. This idea has part in the growing process. This idea falls underneath the spiral way of life instead of the circular, where you end up same problems, same mistakes. You get to the same point in your life and you still make the same decision, compared to a spiral where your faith is tested here, so you get here, but next time your faith is tested, you get bigger. It's tested again, your faith gets even bigger. That's the difference between the spiral and the circle way of life, for the ones that were not here last time. I pray that we do take care of our lives and realize where we actually stand on this linear scale between knowledge and love. I don't want to say that it's, my life is not dead smack in the middle where I'm 50 knowledge, 50 love. Sometimes I'm here, sometimes I'm here. I'm never dead smack in the middle, because God is dead smack in the middle. He's always perfect. He's always the same. We're the ones that change, but through our change should always be in a good way. We should always grow. Let's continue to feel the presence. We went to see Speranza last Sunday, 2 Sundays ago. And the pastor, when they first started opening, they said, "Doesn't it feel so good to feel God and to feel God's presence?" And he says, "Well, there's one other thing. We have faith that God is present here, and it's not just through feeling. We also have this strong faith that He is here." So let's just continue with this mentality and opening up our hearts and our minds throughout the whole service, so we can feel His presence. Fratele Nelu Chitescu, Domnul să-l binecuvânteze. Și după fratele Nelu Chitescu,
Când treceau pe lângă Smochin, ucenicii l-au văzut uscat din rădăcini. Petru și-a adus aminte de cele petrecute și a zis lui Iisus: Învățătorule, uite că Smochinul pe care l-ai blestemat s-a uscat. Iisus a luat cuvântul și le-a zis: aveți credință în Dumnezeu. Adevărat vă spun că dacă va zice cineva muntelui acestuia, ridică-te și aruncă-te în mare, și dacă nu se va îndoi în inima lui, ci va crede că ce zice se va face, va avea lucrul cerut. De aceea vă spun că orice lucru veți cere când vă rugați, să credeți că l-ați și primit și îl veți avea. Și când stați în picioare de vă rugați, să iertați orice aveți împotriva cuiva. Pentru ca și Tatăl vostru care este în ceruri să ierte greșelile voastre. Dar dacă nu iertați, nici Tatăl vostru care nu este în ceruri nu vă va ierta greșelile voastre. E un text care ne provoacă să credem. Deci cunoașteți toți împrejurarea. Domnul Iisus profetic spune ca să usuce acest smochin și a doua zi trec pe acolo și smochinul l-a uscat. Iată că s-a împlinit ce ai zis tu. Și discuția continuă și zice, orice lucru veți cere, să credeți că l-ați și primit. Dar este ceva care ne împiedică. Asta vreau să spună discuția asta. Noi toți credem, mai mult sau mai puțin, într-un fel sau în altul și uneori nu ne dăm seama că sunt în noi lucruri care ne împiedică să credem. Și textul vrea să spună foarte clar. Și când stați în picioare, e legat, observați că spuse împreună, de vă rugați. Când stați în picioare să exersați credința, când vă duceți la Dumnezeu să cereți ceva prin credință, să iertați. Dacă nu, nu puteți crede dacă nu iertați. Nu puteți exersa credința când păstrați ceva împotriva cuiva. Și să zice în Biblie despre bărbați să nu poarte necaz pe neveste. E adevărat? Să nu mai vorbim că noi, fără să vrem uneori, purtăm necaz unii pe alții. Nu deranja cineva cu o vorbă sau cu un gest sau nu s-a ținut de cuvânt, n-a venit la întâlnire, nu ne-a dat ce a promis sau așa mai departe, nu știu. Se întâmplă multe lucruri și mintea noastră și inima e ocupată cu împotriviri. E adevărat? Ține caz că tata nu-ți dă voie să mergi nu știu unde, sau că soția n-a făcut ce a promis, sau că soțul, sau așa mai departe. Sunt foarte multe lucruri. Deci dacă ai ceva în tine care e împotriva altuia, dacă ești legat de faptul că ai fost deranjat, nu poți exersa credința. Nu poți exersa credința. Nu poți crede, de fapt. Asta e gândul pe care aș vrea să vi-l transmit și să ne ducem cu el acasă. Când vrei să crezi, dezleagă-te de tine însuți. Nu te mai lua în considerare. Nu mai crede că ești așa de important. Nu
te mai simți deranjat de nimic. Dă la o parte toată lucrurile. Când te duci în prezența lui Dumnezeu, uită de tine. Și Apostolul Pavel zice, mori față de tine. Credința e ceva pe care o poți exersa numai atunci când nu te mai iei pe tine în considerare. Dar când? Când îl iei doar pe Dumnezeu în considerare. Doar atunci poți exersa credința. Crezi când doar Dumnezeu e preocuparea și considerația ta cea mai înaltă. Și atunci, orice îți cere, crezi că l-ai și primit și îl veți avea. Doamne, ajută-ne! Să scăpăm de toate lucrurile care produc în noi împotrivire împotriva altora. Că este cel mai curent lucru în care ne mișcăm. Și pe stradă, ești în circulație. Eu rămas la serviciu și cineva a zis o vorbă care nu trebuia să o zică despre altă persoană. Persoana era acolo, eu am auzit. Și am zis, zic și tu, Domnul, să o binecuvintezi. O zic, da, ai dreptate. Înțelegeți? Avem multe necazuri, nu-i așa? Ne împiedică. Știți de fapt ce e în spate? Iubirea de sine ne face pe noi să avem ceva împotriva altora. Ne deranjează, nu ne satisface, nu ne împlinește, nu ne respectă cuvântul. Ne iubim așa de mult încât toți trebuie să ne ia în considerare, să ne bage în seamă, să facă cum crede noi că e bine, să ne împlinească dorințele, nu? Și asta produce, pentru că ne iubim pe noi, avem multe lucruri împotriva multora. Și asta ne împiedică să credem. Haideți în seara asta, că depinde de noi. Să ne eliberăm de tot ceea ce provoacă în noi împotrivire împotriva altora. Și să iertăm, să uităm, ca și cum s-a întâmplat. Și atunci să cerem și Dumnezeu ne va da. Se va întâmpla, va avea loc. Exact ceea ce am cerut. Doamne, ajută-ne! Tânjește după curțile tale, sufletul meu suspină după tău locaș. Mi se topesc oasele de dor după tine, iar ochii plâng neîncetat. Privesc spre Sfânt, ca să-ți văd puterea și slava, de bunătatea ta peste viața mea. Aștept în tăcere răspunsul tău, Doamne. Vino, nu târzi. Sufletul meu, suspină după tău locaș.
Dumnezeu. Împăratul meu mare și tare, El va domni cu multă slavă. Domnul al domnilor, legea legilor, este Dumnezeu. Împăratul meu mare și tare, strălucire stă pe tron, ca stăpân și domn. Domn al domnilor, regea regilor, este Dumnezeu. Împăratul meu mare și tare, El va domni cu multă slavă. Domnilor, regea regilor, este Dumnezeu. Împăratul meu mare și tare, Doamne, ajută-ne, Doamne, să nu fim dependenți de simțuri, ci de cuvântul Tău care este și
care va rămâne veșnic și pentru toată eternitate vei rămâne și vei sta pe tron, da. Doamne, și vei stăpâni. Te rog, Doamne, pune cuvântul Tău în gura lui fratelui Pusui. Te rugăm, Doamne. Și cercetează Tu, Doamne. Te rugăm, Doamne. Prin Duhul Tău cel Sfânt. Amin. Amin. Rămânem ridicați și vom deschide cuvântul Domnului la Matei, capitolul 25. Matei, capitolul 25, începând cu versetul 31. Până la versetul 40, după citirea textului, mai lăudăm pe Domnul cu o cântare. Matei, capitolul 25, începând cu versetul 31. Când va veni Fiul omului, în slava sa cu toți sfinții îngeri, va ședea pe scaunul de domnia slavei sale. Toate neamurile vor fi adunate înaintea lui. El îi va despărți pe unii de alții, cum desparte păstorul oile de capre, și va pune oile la dreapta, iar caprele la stânga lui. Atunci împăratul va zice celor de la dreapta lui: veniți binecuvântați tatălui meu, de moșteniți împărăția care v-a fost pregătită de la întemeierea lumii. Căci am fost flămând și mi-ați dat de mâncat, mi-a fost sete și mi-ați dat de băut, am fost străin și m-ați primit, am fost gol și m-ați îmbrăcat, am fost bolnav și ați venit să mă vedeți, am fost în temniță și ați venit pe la mine. Atunci cei neprihăniți vor spune: Doamne, când te-am văzut noi flămând, când ți-am dat să mănânci, sau fiindu-ți sete și ți-am dat de-ai băut, când te-am văzut noi gol, când te-am văzut noi străin și te-am primit, sau gol și te-am îmbrăcat, când te-am văzut noi bolnav sau în temniță și am venit pe la tine. Drept răspuns împăratul le va zice: adevărat vă spun că ori de câte ori ați făcut aceste lucruri uneia dintre acești foarte neînsemnați frații ai mei, mie mi le-ați făcut. Amin. Ocupăm locurile și mai lăudăm pe Domnul cu o cântare și mai apoi ascultăm cuvântul vestit prin fratele Ionel. Astfel de cântări am crescut și astea mi le plac. Amin. Și până mor, dacă nu vine Domnul, tot astea o să-mi placă mai mult decât toate celelalte. Te unge la inimă, au și mesaj, au și muzică frumoasă. Sau... cea mai bună muzică. Cea mai bună, frate, așa. Și-a spune apostolul: stați în Evanghelia care ați, așa cum ați primit-o, așa să rămâneți în ea. Dacă nu, e problemă. Zice degeaba dacă nu. Fraților, ne bucurăm să fim
iarăși împreună, suntem în drum spre copiii noștri. După serviciu trecem partea cealaltă și apoi continuăm spre South Carolina, aproape de Hickory. La Greenville, acolo avem copii și nepoți și trebuie să facem pre babysitterul. Două săptămâni așa e și apoi venim puțin acasă și apoi pe la mijlocul decembrie apoi mergem și petrecem iarna acolo, că e mai plăcut, e totuși mai bine. Mulțumim Domnului pentru aceasta. Nu putem să uităm bucuria care am avut-o în biserica aceasta nu de mult, acum cu ocazia sărbătorii voastre a bisericii, 90 de ani de la înființare. A fost frumos, nu-i așa, fraților? Ne-am bucurat. O biserică mai mică la număr, dar a făcut o frumoasă pregătire și program și masă. Și, nu putem să... Eu cel puțin, na, sarmalele au fost foarte bune, să știți. Sarmalele au fost foarte bune. Cineva ne-a dat și acasă sarmale și două zile numai sarmale am mâncat. Și mi-a părut rău că n-au mai fost. Mulțumim Domnului că avem parte și de bucurii în viața aceasta. Și este o plăcere să vezi tinerii biserici cum participă la programele, la serviciile noastre, împodobesc programele și cred că nu greșesc dacă spun că tinerețea este cea mai frumoasă perioadă. Păcat că nu rămâne tot așa, se duce. Noi care am trecut de 39 și suntem înaintați în vârstă, nu privim înainte, numai când eram tânăr, atunci când ești tânăr, privești înainte, faci planuri, viitorul, pentru că sunt ani înainte. Când ajungi la o vârstă ca aceasta, nu mai privești mult înainte, că n-ai mult ce să vezi înainte, nu se vede mult. Noi bătrânii vorbim despre cum a fost, cândva, ce a fost, tinerii cum va fi, ce va fi. Faceți planuri și e bine, așa e, faceți planuri cu Dumnezeu. Includeți-L pe Dumnezeu în planurile voastre. Când ești tânăr, te gândești ce vei fi în viață, nu-i așa? E normal doar așa să te gândești, să hotărăști lucrurile acestea, cum vei fi, ce fel de persoană vei fi în viață și bineînțeles că e și partea aceea cu cine îți vei petrece viața, cine îți va fi tovarăș de viață, cât va dura viața aceasta. Domnul să vă dea lumină și înțelepciune în privința aceasta. Stați lângă Dumnezeu, stați unii lângă alții, stați lângă cuvântul lui Dumnezeu și El vă va binecuvânta. Încredințează soarta în mâna Domnului. El va purta de grijă. Eu încă de acum mă rog pentru nepoții mei. Domnul să le poarte de grijă ce vor fi în viață. Eu nu cred, fraților, că va fi mult, că va trece mult timp. Eu cred că Domnul va veni în curând. Așa stau lucrurile și așa credem noi. Dar El să ne păstreze pe toți în harul Său și ca să putem cu toți să avem o intrare din belșug în împărăția Lui. Amin. Asta e bucuria și răsplata cea mai mare. Cu toți, de la mic la mare, eu și casa mea. Amin. Amin. Slujim Domnului și să intrăm în slăvita Lui împărăție. E ora 6 și bineînțeles că nu o să lungim prea mult pentru că am vrea să trecem dincolo, să mai continuăm puțin și apoi să vom continua mâine drumul nostru. Textul care a fost citit, dragii mei, e un pasaj bine cunoscut. Toți trebuie să-l știm, textul acesta. E capitolul 25 al Evangheliei după Matei. Cred că putem spune, este continuarea capitolului 24, marele capitolul 24, cuvântarea sau predica Domnului Iisus de pe muntele, care? De pe munte. Măslinilor. Cei care n-ați fost la Israel, mergeți până nu începe marea problemă acolo, că atunci nu mai se poate merge. Frumos, muntele Măslinilor. Această cuvântare, Domnul Iisus, sau predică, o face spre sfârșitul vieții Lui. A mai ținut o predică foarte importantă și mare de pe un alt munte, la începutul sau misiunii Lui. Care a fost predica aceea? Cum e numit muntele acela? Muntele Fericirii. Sau muntele Fericirii este în Galileea, cei care ați fost la Israel știți. Eu am fost de mai multe ori. Muntele Măslinilor este în Iudeia, de fapt e... la Ierusalim. Și apoi o altă cuvântare
importantă sau predica Mântuitorului nostru este aceea de despărțire, Ioan 13, 14, 15, 16, capitolul, cuvântarea sau predica de rămas bun, de rămas bun. În predica de pe muntele Măslinilor, Domnul Iisus dă răspuns la întrebarea apostolilor care încearcă cumva să-i atragă atenția Mântuitorului, să zice, învățătorule, uită ce clădire, ce pietre, ce era, eu nu știu de ce, eu nu mă pricep la asta, dar de ce n-au inclus ăștia templul, frumosul templu de atunci, în cele 7 minuni ale lumii antice? Cred că nu-i inclus cât eu, dar eu l-aș fi inclus. Păi dacă a fost templul Solomon, tot aur în interior, tot aur, tu știi cât aur merge acolo? Aici Domnul Iisus dă răspuns la întrebarea, Iisus spune, vedeți voi pietrele acestea, clădirea aceasta, în curând nu va rămâne piatră pe piatră aici. Și mă amintesc cu ocazie când am fost, am vizitat Israelul, unul ghidul ne spunea, nu vă pot arăta o singură din parte din templu, care a fost o singură piatră rămasă, aceea ce au distrus romanii vremea. Iisus, nu va rămâne piatră pe piatră. Apoi vine întrebarea aceea, Doamne, spune-ne, când se vor întâmpla lucrurile acestea? Care este semnul venirii tale și a sfârșitului viacului acestuia? Și apoi Domnul dă perdea un necunoscut la o parte și spune ceva, ce se va întâmpla de atunci până la textul nostru, când va veni Fiul omului și va sta pe scaunul lui de mărire, de slavă, de domnie și va începe marea judecată de apoi. În capitolul 25, de fapt, noi avem trei pilde al Mântuitorului legate de a doua lui venire și ce se va întâmpla la a doua lui venire. Avem pilda celor 10 fecioare. Aici înțelegem că Domnul Iisus va veni sau vine ca și mire. El vine ca și mire. Ce ne spune El? Fiți gata, pregătește, pentru că oricând s-ar putea să se audă strigarea, iată mirele, ieșiți-i, plecați în întâmpinarea lui. El este mire, noi mireasă. A doua pildă pe care Domnul Iisus o spune tot în capitolul 25, este pilda cu cei 10 talanți. Aici, sau acum El vine ca și stăpân. Un stăpân a dat robilor săi, a împărțit talanțul lui, averea lui. Fiecare a dat după cum a crezut el că este bine. El vine ca și stăpân. Și ce cere? Cere socoteala. El vine ca stăpân, iar în textul nostru, El vine ca și împărat și judecător. Cred că e ușor de observat că cele 10 fecioare păreau toate la fel. Așa, la exterior, când te-ai uitat la ele, erau toate la fel. Nu diferență, cum spune englezul, deloc. Toate au fost fecioare, toate au fost îmbrăcate, toate au avut candele, toate au așteptat, toate au ațipit. That's the big problem. Diferența între ele s-a văzut doar atunci când a venit mirele și ce a fost în candele sau ce n-a fost în candele. Când e vorba de aceea că Domnul vine ca și stăpân și cere socoteala să desocotește cu robii lui, noi suntem robi, nimic altceva. Câteodată ni se pare că noi suntem numai rob care le-a fost încredințat ceva. Să aibă grijă, a spus, îți dau aceasta, pune negoț, fă business, eu vreau câștig. Știi că Dumnezeu nu este un Dumnezeu pretențios, foarte pretențios. Și robul cel viclean ăsta care n-a făcut nimic a zis, te-am știut că ești un stăpân pretențios, că ceri, vrei, cauți, câștig. Dumnezeu este un Dumnezeu pretențios. Lui nu-i place de cei leneși, care nu fac nimica, de aceea a fost și condamnat ăla, rob rău, viclean și leneș. Ce avem în textul nostru care a fost citit? Este, dacă puțin încercăm să ne imaginăm tabloul acesta, este un tablou foarte impresionant, solemn, cutremurător
și îi spune, când va veni Fiul omului, va sta pe scaunul lui de domnie al slavei, avem în fața noastră un scaun de domnie, un tron. Și pe scaunul acesta de domnie, pe tronul acesta, stă cineva. E înconjurat de îngeri, o mare mulțime de îngeri, iar în fața lui stau toate popoarele, cum spunea cea, pământului, ca să fie judecate. E ceva? Nu e un scaun de domnie, nu e un tron omenesc. E vorba de scaunul de mărire și al împărăției lui, de slavă. Când am fost în unele părți ale lumii și am vizitat unele muzee, am văzut, cred că a fost în Istanbul și mai într-un loc am fost, în, acolo la, am uitat numele, la Topkapi sau cum cheamă muzeul acela, unde au fost sultanii turcești. Ce a rămas din marele, așa, sultan? Numai ceva în muzee acolo, vezi lucruri, nimic altceva. E vorba de scaunul de domnie al slavei. Nu o slavă omenească, nu una care trece. Și pe el nu stă un muritor, nu un împărat muritor. E vorba că stă Dumnezeu, e Hristos Domnul. Și nu e un simplu împărat. El poartă titlul de împăratul împăraților. El este împărat peste toți împărații. Mai mare împărat decât el nu este. Mai mare domn decât el nu este, el este domnul domnilor și împăratul împăraților. Imaginează să stai în prezența, în fața unui astfel de împărat, nu omenesc. Și el este înconjurat de o mare, imensă ceată de îngeri. N-am văzut niciodată un înger, unii zic că au văzut, eu nu am văzut. Nu cred că e nevoie ca să... pentru ca să mi se întărească credința sau să cred, să văd îngeri. Da, dacă... o să-i vedem odată. Acum se zice că fiecare are îngerul lui păzitor. În veșnicie aș fi interesat să mă întâlnesc cu îngerul meu. Acum, și poate are multe să-mi povestesc, să știi tu în câte ai fost și cum am avut o grijă, având porunca, ei sunt duhuri slujitoare pusă în slujba celor care moștenesc mântuirea. Asta e altceva. O imensă ceată de îngeri. O slavă orbitoare, nu slavă omenească, o slavă care nu trece. Aici se anunță și textul nostru poartă titlul de judecata viitoare. Cred că așa n-am putut citi, că am uitat ochelarii în mașină. M-am grăbit și ne-am uitat în mașină. A soției n-am putut să-i cer pentru că nu-mi stă bine cu ei, pentru dame, nu pentru bărbați. Judecata viitoare, dragii mei, nu aici pentru prima dată se anunță judecata viitoare care va veni. Biblia întreagă, chiar înainte de potop, anunță, trâmbițează lumea, oamenii, omenia întreagă, că va veni și este hotărâtă o zi de judecată. Încă înainte de potop, Enoch, cel la șaptelea patriarh, nu-i așa, de la Adam, ce a zis, ce a prorocit? Cunoaște-te epistola lui Iuda, mica epistola lui Iuda. Iată, vine Domnul cu 10 mâneți ca să facă o judecată dreaptă. Prin toată Biblia, Vechiul și Noul Testament, patriarhii și Domnul Iisus și prorocii și apostolii anunță și prevestesc că Dumnezeu a hotărât o zi în care va judeca, cum spune apostolul Pavel la Atena, în care va judeca cu dreptate. În calendarul Dumnezeu este însemnată, să zic așa, o zi în care va începe marea judecată. Iar judecătorul e clar cine este. El este și împărat, este și judecător. În același timp, când va sta împăratul pe scaunul lui domnie și înainte lui toate popoarele, și va judeca neamurile sau toate popoarele. Judecătorul e Hristos. Tot acolo apostolul Pavel spune la Atena, știți cuvintele acelea, el a hotărât o zi în care va judeca lumea cu dreptate prin cine? Prin omul pe care l-a îndupit pe aceasta, Iisus Hristos. El este marele judecător. Când a fost încă aici, pe pământ, Domnul spune, Tatăl nu mai judecă
pe nimeni. Toată judecata a dat-o Fiului. El este judecătorul. Judecata aceasta, dragii mei, va fi, e sigură, nimeni nu poate schimba ziua aceea, data aceea, momentul acela, perioada aceea, nimeni, este sigură, va fi dreaptă, fără părtinire și va fi finală. Vedeți că la această judecată nu este apărător. Știți, e o poezie frumoasă, judecata în cărțile acelea, Mărgăritare, parcă le-a chemat. Judecata, iată vine judecata, Domnul judecă în Sion. Și apoi spune că la urmă nu este apărător, nu poți să apelezi. Domnule, vreau să apelez sentința aceasta, nu mi se pare dreaptă sau corectă, aș vrea să apelez. Nu există, așa spune și poezia aceea. La aceasta nu există, este doar judecător. Judecata va fi dreaptă, va fi sigură și va fi finală. Pentru totdeauna. A ceea ce hotărăște, el hotărăște, nu poate nimeni niciodată schimba. Este finală. Notați că la această judecată, ce se va lua în considerare? Judecătorul, împăratul, ce va lua în considerare? Ce se va lua în considerare când el va rosti sentința? Când el se pară și deodată mare această mulțime, imensa mulțime care este înaintea acestui tron de domnie și de judecată, se împarte în două mari tabere sau categorii. El împarte, unul la dreapta, alții la stânga. De ce îi separă el? Unii pune la dreapta, alții la stânga. Unii sunt numiți oi, alții capre. Ce se va lua în considerare? Din ceea ce spune Mântuitorul aici, să știți că nu sunt lucruri mari. Deci și acelea vor fi luate în considerare. Dar în cazul acesta specific, nu sunt lucruri mari. Sunt lucruri mici, nebăgate în seamă, neimportante. Zice aici, un pahar de apă, am fost setos și m-ați dat. Și dacă dai un pahar de apă în numele Lui, cât e răsplata, cât de mare? Un pahar de apă, cât e de mare? Adevărul spun că oricine dă un pahar de apă în numele meu, de câte ori e răsplătit? În? Însutit, însutit, însutit. Măi, nimeni nu plătește mai bine decât Dumnezeu, să știi. Nimeni. Nu ți-ar plăcea să găsești o bancă care să-ți dea 100% interest? Nu este. Dacă e să nu puneți bani acolo, că nu-i bine, ceva acolo nu-i în rai la oameni. Știu că cineva, de fapt era tatăl meu când era încă în viață și a avut el ceva bani, mă duc, noi venim din Banatul Sârbesc, din Iugoslav, și a avut el ceva bani, mă duc și îi pun, noi vorbim dialectul bănățean, îi pun acolo în bancă și cădea 80%. Adică nu, i-a pus și a venit și am spus, ce ai făcut băi? I-am pus. Măi, imediat du-te și dacă mai poți să-i scoți, scoate-i, că în curând nu mai e vei. Că nu, du-te și scoate-i. Că nu mai poți să a cumpărat, îți dă numai dinar, sârbești, numai că dinar, ia dinar și cumpere mărci, în vreme erau mărci și erau franci, și, dar nu, de fapt aia a fost toamna, târziu toamna, primăvara, toți care au depus acolo că ele de 80%, n-a mai fost nimic. I-a luat Milosevic. Numai Dumnezeu, uite, El răspătește bogat. Orice, în numele meu, un pahar de apă însutit îi va fi răspătit. Și în cazul acesta, ce avem aici? Am fost setos și m-ați dat să beau. Am fost flământ, am fost gol, am fost bolnav, m-ați făcut o vite, am fost la întemniță, am fost străin, m-ați vizitat, m-ați cercetat. Lucruri care nouă ni se par mici, nebăgate în seamă. Noi am vrea să facem lucruri mari, așa pentru Dumnezeu, și e bine. David spune într-un psalm, cu Dumnezeu meu, eu fac lucruri mari. Așa este. Dar cred că le neglijăm pe cele mici, pentru că ni se par prea mici și neimportante, neînsemnate. Sunt așa de mici pentru noi,
Că atunci când Domnul Iisus spune, păi când s-a întâmplat asta, Doamne, că am făcut sau că nu am făcut, că am dat sau nu am dat, păi nu mai știm, am uitat asta. Noi n-am însemnat în cartea noastră, nu-i așa, lucrurile acestea. Dumnezeu însă le-a însemnat. Noi am uitat, El nu. Dacă cunoașteți, în Vechiul Testament sunt, de exemplu, cartea lui Neemia, capitolul 3, și alte părți, unde descrie acolo niște detalii, merge acolo, fiecare participa când au construit ei zidul în jurul Ierusalimului, acolo spune, de la bucata asta până la bucata asta, a lucrat cu tare, de acolo până cu tare, și am zis, Doamne, toate detaliile astea, și lucruri mici mi se pare. Și am zis, bă, și asta e pus aici cu un scop, nu-i doar să ocupe locul în Scriptură. Și ce vrea să ne învețe este, fii atent, și lucruri cele mai mici, cele mai, toate le înscrie, Dumnezeu poartă evidență chiar de un pahar de apă, dacă ai dat în numele Lui. Nu trece neobservat și nu va trece nerăsplătit, dar ai făcut-o în numele Lui. Sau poate e bine să începem să ne îndeletnicim, să ne obișnuim să facem lucruri mici. Noi imediat am vrea să facem lucruri mari, să se audă, să se scrie, să se spună, uite ce a făcut păsuri, așa, și big stuff, mă înțelegi. Ca lumea să știe că ce am făcut eu. Adevărat vă spun că dacă se întâmplă așa ceva, ceva nu e bine. Și-au luat deja răsplata, spune Domnul Iisus. Să nu mai aștept alta, că alta nu va mai fi. Noi am zis că am vrea să facem lucruri mari, să începem cu lucruri mici. Și poate noi o să le uităm și cred că le-am uitat de mult. Nu, Dumnezeu, când, Doamne, te-am văzut noi? Când s-a întâmplat asta? Că noi nu mai știm. De fapt, am crezut că nu-i nimic. Nu la mine, zice Domnul. Eu port evidență de absolut toate lucrurile. Chiar și de ce? Vorbă. Adevărat vă spun că orice cuvânt rostit ne la locul lui sau nefolositor, și ăsta se va lua în considerare și va fi răspătit sau pedepsit. Absolut totului, totului, tot. Cele mai mici lucruri, Dumnezeu nu le scapă. Lucruri mici se va lua în considerare atunci. Un pahar de apă, o haină pusă în spatele celui care era, nu așa, gol și era frigul. Lucruri mici făcute pentru cine? Pentru unul din cei mai micuți ai mei. Adică spune că orice, pentru unul din cei mai micuți ai mei. Lucruri mici făcute pentru oameni mici. Cine îi bagă în seamă pe ăia mici? Vrea să facem ceva pentru cineva mare, băi, ăia vestiți, ăia populare, ăia, nu-i așa, cunoscuți, faimoși. Acum să vă spun ceva. Și așa este, așa scrie Biblia, că oricine este ridicat înaintea oamenilor, înălțat, lăudat, aplaudat, grozav, fantastic, popular, oricine, Iisus spune, este o urăciune înaintea lui Dumnezeu. Dacă ceva urăște Dumnezeu, El spune că urăsc 6 lucruri, Proverbe 6, capitolul, că urăsc, este mândria aceasta. Eu mă cred cineva, eu sunt cineva. Adevărul este că înaintea Dumnezeu noi toți suntem egali. Noi credem unul mai sus. Nu. Lucruri făcute pentru oameni mici, oricât eu ați făcut aceste lucruri mici, nebăgate în seamă, neimportante, pentru cei mici ai mei, pentru cei micuți ai mei. Oricine primește pe unul cei mici, mă primește pe, oricine nu mă primește pe el, nu mă primește pe mine. Iisus se identifică la judecata aceasta, El judecătorul care stă pe scaunul slavei, se identifică cu cei mici, cu cei nebăgați în seamă. Știi că spune că Dumnezeu locuiește sus în ceruri, în alte, dar locuiește cu cei smeriți cu inima. Zice-mi iarăși, Doamne, ferește-ne, cum a spus David în Psalmul 19, ce a spus? Ferește-mă de mândrie și atunci voi fi scutit de păcate mari, păcate mari. Lucruri mici pentru oameni mici, nebăgați în seamă. Și apoi,
Urmează un alt lucru în textul nostru. După ce Domnul Iisus ia în considerare absolut paharul de apă și bucata de pâine și lucrurile mici care s-au făcut, și aici face el sentința și odată îi desparte, îi separă în două tabere, cei de la dreapta și cei de la stânga. Pe cei de la dreapta le zice ce? Veniți, binecuvântați Tatălui, de moșteniți împărăția. Cei de la stânga are alte cuvinte. Ce zice? Duceți-vă, veniți, duceți-vă în focul cel veșnic, care a fost pregătit pentru diavolul și îngerii lui. Fraților, adevărul acesta nu-l poate schimba nimeni. La cea judecată, la ultima sentință, la sentința finală, vor fi două stări, două locuri, două destini în care oamenii, lumea va petrece veșnicia cea afară de capăt. Știți că unii încearcă și vin cu argumentul acesta, există rai, da, raiul e bun. Când e vorba de partea cealaltă, unii sunt lăudați, alții sunt condamnați. Aduc fel de fel de argumente că nu se poate, nu se poate ca Dumnezeu, care este dragoste infinită, știți argumentele acestea, nu-i așa, de la unii, că nu se poate ca El să trimite într-un foc veșnic sau să pregătească un așa loc de chin și de groază eternă. Și zic, asta nu merge cu a ceea ce noi numim Dumnezeu este dragoste. Așa spun eu, Dumnezeu este dragoste. Și cine v-a spus așa este, adevărat este. Nimeni nu este mai bun decât Dumnezeu. El este bunătate infinită, supremă. Dar nimeni nu este nici mai aspru decât Dumnezeu. El are aceste două părți. Veniți de moșteniți împărăția. Duceți-vă, unii sunt chemați, alții sunt alungați. Noi toți știm când e vorba de împărăție. Este o împărăție pregătită de la întemeierea lumii. Descris această stare de binecuvântare, de har, de glorie, de măreție, de bucurie eternă, descris în atâtea locuri. Și apoi să încheie Biblia și arată cetatea cea sfântă, Ierusalimul cel nou, de aur curat, și toată fericirea și bucuria care este starea aceea de fericită eternă. Și apoi însă Biblia descrie și starea cealaltă, locul celălalt, pregătit de diavolul, aruncați-l afară în întunericul cel veșnic. Încearcă, parcă undeva am citit, unii care s-au făcut rele mari, nu-i așa, sunt puși într-o celulă, așa, într-o cămăruță, unde e total întuneric, complet întuneric. Întuneric, întuneric. N-are cum să pătrundă deloc nici o rază de lumină. Și acolo sunt lăsați singuri o perioadă. Nu se aude nimic, nu? Doar stai într-un întuneric bezne. Zice, stând acolo singur în întuneric, într-o liniște profundă, îți dăm ocazie să meditezi, să gândești, să mergi înapoi, să vezi tot ce ai făcut, you know? Tot filmul vieții, merge înapoi și e întuneric, total întuneric. Groaza, dar sta în întuneric veșnic, e teribilă. Dar asta nu e suficient. Zice acolo, în întunericul veșnic, unde este plânsul și scrâșnirea dinților. Asta e plus, extra, mai mult. E întuneric, e plâns și scrâșnirea, unde vermele, conștiința mereu lucrează, nu-i așa, te acuză, te învinovățește o veșnicie întreagă. Și a treia parte este că
în acel întuneric, numai că ești întuneric, dar ești într-o veșnică tovărășie. Cu cine? Mergeți în focul cel verde care a fost pregătit pentru diavolul și îngerii lui. Aseară sau alaltă seară, cred că nu aseară, nu, alaltă seară, este un ștor care Tony Four Hours deschis. Lidia m-a trimis ceva la noapte și nu e prea mult, dar în timp ce eram acolo au venit niște așa, prinderea mare, cum să spun, așa urât, răi, nu am nimic cu ei, tot am ocolit cumva. Erau vreo 10 acolo și erau așa cum erau, încă nu pot să-i descriu, și m-am ferit de el. Să n-am ceva, zice ceva, nu e acolo nimeni aproape, e numai casierul. Și să petreci o veșnicie întreagă cu diavolul, cu îngerii lui și cu toți cei mai răi oameni într-o societate eternă în întuneric, în chin, și cu diavolul și îngerii lui. Poate să fie ceva mai o pedeapsă, o condamnare mai mare și e veșnic. Cine v-a spus cel mai teribil lucru când e vorba despre iad, despre locul de condamnare și de osândă, nu este chinul și veșnicie, și chinul care este acolo, ci faptul sau gândul, ideea că este veșnic, că niciodată, oricât de lung ar fi veșnic, nici după 1000 de ani, nici după 1 milion de ani, cum spunem noi, starea aceasta nu se va schimba. E ceva ce noi numim în vecii vecilor, fără de sfârșit. Niciodată sfârșit nu va fi. Noi nu ne putem imagina lucrurile acestea. Noi știm că toate lucrurile au un început pentru noi și au un sfârșit. Însă va veni o vreme, și nu-i departe, când începe veșnicia. Și veșnicia înseamnă veșnic. Pururea, în vecii vecilor, în vecii vecilor. Veșnicia n-are sfârșit, n-are capăt. E fără de sfârșit. Sau cred că e bine să ne oprim pentru câteva momente, să cugetăm. Judecata e sigură, e anunțată, e hotărâtă. Ziua judecății este hotărâtă și ne este descrisă și ce se va întâmpla, cum va avea loc ce se va, în ziua judecății. E tron, sunt îngeri, e marea nesfârșită de oameni și lucrurile care se vor lua în considerare sunt lucruri care noi adeseori aici le nesocotim, nu dăm nicio atenție, credem că n-au nicio importanță. Haideți să începem, acum cât avem puțin timp, când e mai rămas în lumea aceasta sau pentru perioada lumii care noi trăim astăzi, să facem ceva. Nu lucruri mari, nu pentru oameni mari, ci lucruri mici. Să ne îndeletnicim cu aceste lucruri care vor fi foarte importante și care vor decide atunci soarta noastră, starea noastră în veșnicie, într-un loc sau altul. Dar nu e glumă, nu e poveste, nu e sperietoare, nu, Dumnezeu nici nu sperie, nici nu glumă. Aceea ce noi, când eram copii, am citit în cărțile cu, nu știu de cine, am uitat de cine, e că în iad acolo este, de Ion Creangă, nu știu de cine, e veselie și bucurie și muzică și... Nu e adevărat. Nu. Acolo este chin și o sândă eternă, fără de sfârșit. Și lucrul acesta se va întâmpla foarte în curând. Ne-a mai rămas puțin timp, să știți, pentru toate astea. Foarte puțin timp. De a face ceva. E vorba, ai făcut sau n-ai făcut? Îmi amintesc că filmul acela, eu am uitat numele, cum e, Schindler's List sau cu... Ce, o treabă, un nume nemțesc. Așa. Industrialistul acela, Schindler sau cum l-a chemat,
a salvat mai mulți evrei, cum a încercat el, cum a putut el, de la lagărele morții, și vine sfârșitul războiului, el știe ce se va întâmpla, are o mașină frumoasă, și atunci zicea el, avea ceasul, avea un ceas pe mână, zicea, cu ceasul acesta am putut să mai salveze încă 5 evrei. El i-a cumpărat, a dat bani la ei, i-a cumpărat. A zis, cu ceasul acesta puteam să salvez încă. Și a zis, mașina aceasta, am putut să salvez, nu știu, mai mult, 20 sau cât, mai mulți evrei. A regretat că n-a făcut și aceea, putea să mai salveze, dar n-a făcut. Să nu fie aceasta și durerea noastră. La sfârșit, am putut să mai fac. Noi ținem prea mult de lucrurile acestea în lume. Prea mult le ținem. Și eu sunt unul din aceia. Okay. Contăm pe ele, ne bazăm pe ele și credem că în ziua aceea nu va conta nimic, nimic câte building-uri ai avut, câți bani ai avut în bancă, câte mașini au sau mă rog, nimic nu contează. E doar aceea, ai făcut sau n-ai făcut. Ce ai făcut sau ce n-ai făcut. Doamne ajută-ne să ne deșteptăm. Amin. E timpul ca să auzim vocea aceea, vino, slugă bună și credincios. În engleză îi zice, well done. Well done. Când lucram, unde am lucrat, nu e așa, și venea supervisorul sau basul sau cine era, făcea ceva și zicea, good job, John, good job, hey. Mi-a plăcut. Îți vine bine. Și știi ce face? Îți dă cumva un imbol să faci și mai bine, că good job. Oare ce vom simți în ziua aceea când va zice stăpânul și împăratul cel mare? Well done, bine ai făcut, robul meu, bine, rob bun și credincios, îmi place de tine. Să nu zică rob rău și ficlian și mecher ce ai fost și leneș. Știi că noi suntem șmecheri. Noi știm, e în noi partea aceea de viclenie, știm noi cum să le ducem și într-o parte și în alta, să le învârtim. În sfârșit, nu înșelăm pe nimeni, ne înșelăm pe noi înseși, ai înțeles? Ne șmecherim pe noi înseși, până la urmă. Nu îl n-ai înșelat nici pe ea, nici pe el, nici pe el, dacă lasă că l-am cumva aranjat eu și l-am înșelat eu și nici nu știe el. Să știi că n-ai înșelat nici pe el, nici pe celălalt, te-ai înșelat pe tine și m-am înșelat pe mine. Și n-ai vrea să auzi vocea aceea, vicleanule, ce ai fost. Tu ai fost un șiret, un viclean. Și cine e viclean? Diavolul. El este șarpele cel viclean. Bine, rob bun, vino, intră în împărăția Tatălui. Bucură-te acum să n-auzi în vocea aceea, plecați de la mine. Plecați de la mine, blestemaților! Auzi, măi, când Dumnezeu zice așa ceva, e teribil, nu poate fi ceva mai, o tragedie mai mare pentru un om, pentru un suflet uman, decât să zice, blestematule ce ești tu, viclianule ce ești tu, netrebnule ce ești tu, leneșule ce ești tu, pleacă de la mine, du-te! Te nu imagini ce înseamnă aceasta? S-auzi din gura lui Dumnezeu așa ceva? Înseamnă că soarta ta atunci e pecetuită pentru eternitate. Nu mai schimbă nimeni. Într-un loc de groază, de întuneric și de chin, în societate cu cel rău, o veșnicie întreagă, Doamne ferește-ne de așa ceva. Și să auzim vocea aceea, bine, rog bun, n-ai făcut un lucru mare, n-ai fost popular, n-a s-a scris despre tine, tu ești unul din frații mei mici, Olga, fă pentru unul din cei mai mici frați ai mei, cei mai mici. Hai să încercăm să fim mai mici, cât mai mici e mai bine, cât mai mici e mai bine. Cineva a spus, hei, înaintea lui Dumnezeu, just be nothing, ai înțeles? Nothing. Oricine este ridicat să coboare, oricine este
smerit se ridică. Domnul să ne binecuvânteze. Amin. Și să ne ajute să trăim pentru El și slava Lui, făcând ce îi place Lui. Amin. Amin. Ok. Mulțumim fratelui Ionel și sorei Lidia pentru gândul bun care l-au avut ca în drumul lor înspre Carolina să se oprească și să ne împărtășească cuvântul lui Dumnezeu. Domnul să-i însoțească noaptea aceasta în călătorie, să-i păzească de orice rău, de accidente și să-i ajute prin harul lui să ajungă cu bine în sânul familiei. Îi mai așteptăm cu toată dragostea, ori de câte ori Domnul le pune pe inimă și vor să treacă pe la noi, vă așteptăm, Domnul, să vă binecuvânteze. Aș vrea să ne ridicăm momentele care urmează și să venim înaintea Domnului cu mulțumire. Și o rog pe sora Lidia Leonte să ne conducă în rugăciune de mulțumire înaintea Domnului pentru mesajul și cuvântul care a fost vestit în această seară. Da, Doamne. Mulțumim, Doamne. Mulțumim, Doamne. Te rugăm, Doamne. Te rugăm, Doamne. Iartă-ne, Doamne. Curățește-ne. Te rugăm, Doamne. Te rugăm, Doamne. Da, Doamne. Te rugăm, Doamne. Da, Doamne. Iartă-ne, Doamne. Te rugăm, 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 Doamne. Amin. Da, Doamne. Amin. Da, Doamne. Te rugăm, Doamne. Amin. Te rugăm, Doamne. Te rugăm, Doamne. Te rugăm, Doamne. Da, Doamne. Da, Doamne. Amin. Doamne, îți mulțumim pentru această seară în care am învățat că nici cel mai mic gest, nici cel mai neînsemnat amănunt din viața noastră slujire nu este trecut cu vederea de Tine. Doamne, ajută-ne pe fiecare dintre noi, după cum am învățat, să fim acei slujitori smeriți, care suntem gata să dăm un pahar de apă, care suntem gata să întindem o mână celui care are nevoie de ea. Ajută-ne, Doamne, să nu uităm micile slujiri, micile lucruri care ni se pare nouă că n-au importanță, dar în ochii Tăi, Doamne, tot are importanță. Și mulțumim pentru că ești un Dumnezeu drept. Pe cei care, Doamne, nu se întorci la Tine din adunare, Te rugăm, Doamne, să continui să lucrezi la inima lor, să-i păzești, Doamne, să nu ajungă în acel loc de pierzare, în acel loc fără de întoarcere, în acel loc de unde nu mai este drum înapoi, ci ajută, Doamne, pe orice suflet, cât timp este aici în trup, cât timp este sănătos și în viață, să ia decizia pentru Tine și să pornească pe calea ascultării de Tine. Binecuvântează și pe fratele Ionel și pe sora Lidia în călătorie, cu protecția Ta și cu paza Ta. Îți mulțumim pentru popasul care l-au făcut împreună cu noi. Te rugăm, Doamne, și părtășia noastră din basement să o binecuvântez și îți mulțumim pentru toate în numele Domnului nostru Iisus Hristos.